Scene teribile au avut loc pe litoral. O tânără de 23 de ani din capital a fost înjunghiată de mai multe ori. Principalul suspect este chiar soțul său. Unde s-au petrecut scenele șocante și de la ce a pornit totul, ne spune chiar acum colega mea Rodica Iacob. Rodica, ce informații ai? Bună ziua! Bun găsit tuturor! Victima și soțul ei sunt din București și erau în vacanță la mare. Este vorba despre o tânără de 23 de ani din capitală care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Constanța după ce a fost înjunghiată. Scenele teribile au avut loc într-un camping din Eforie Nord, acolo unde cei doi erau cazați. Principalul suspect în acest caz este chiar soțul femeii, care în urma unor informații primite de către agenții de poliție de la martori și în urma unor suspiciuni, acesta a fost preluat imediat de către poliție și procurori pentru a se face cercetările în acest caz și pentru a fi audiat, bineînțeles. Potrivit primelor informații, totul a început în momentul în care bărbatul s-ar fi certat cu tânăra de 23 de ani. Țipetele puternice ale celor doi au fost auzite de turiștii care se aflau și ei în acel camping. Oamenii povestesc că cei doi s-au luat la ceartă, o ceartă care a continuat și în afara campingului, scene la care au asistat mai mulți martori, în prezența cărora bărbatul și-a înjunghiat soția. Femeia a fost transportată de urgență la spital, acolo unde a ajuns direct în sala de operații. Medicii au supus-o mai multor intervenții chirurgicale, însă din cauza faptului că avea mai multe răni, mai multe plăci tăiate, va fi supusă mai multor investigații medicale pentru a-i putea fi salvată viața. Acum bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor, cazul a fost preluat și cercetările vor fi continuate de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Oamenii legii vor acum să afle care au fost împrejurările în care a avut loc acest incident.